Maica ta ce face? Bine. Să-i spui să rămână din partea mea. E o doamnă. Mai are probleme cu reumatismul? Ne. Ce întrebări pun și eu. Parcă întinerim. Și tu? Ia zi, te-ai însurat? Da. Bravo. Bravo. Asta e foarte bine. Azi lumea e foarte ciudată. Nu mai e respect pentru nimic, nu mai e... E bine să ai rostul tău. Dar trebuie să faci un copil. Neapărat. Un copil leagă familia. Uite, eu n-am avut copii și asta am... Acum nu-mi place. E drept că am trăit... Am făcut tot felul de prostii, tot felul de... M-am bucurat de viață, dar acum, la bătrânețe, aș vrea să fi avut un copil. Mai fumezi? Da. Te lași. Nu e bun tutunul. N-ai nevoie de el. Uite, eu l-am lăsat de vreo 15 ani. Mai mult. Păi dacă nu-l lăsam, acum eram în groapă. Acum, poți să crezi că acum aș fuma o țigară? Ar fi și momentul cel mai potrivit? Ai o țigară? Arde un foc. Nu se poate. E paradisul. Mai poți să fumezi un timp. E păcat să pau. Ești tânăr, ești în putere. Mai cu ce-am greșit? Zici-mi cu ce-am greșit. Cu ce l-am supărat eu pe Gambon? În ultimii 10 ani. Cu ce l-am deranjat? Și știi care este absurdul? Eu te cunosc de când erai copil. Bine, dă-și mie. Dă cana aia. Câte? Câte ce? Câte glonțe? 6. Ah, bun. Păi bun, dacă sunt 6, Gambon e generos. Bănuiesc că n-am nicio șansă. Adică nu strâmbură mâna. Nu. Păi e normal, că ești tânăr, ești...
Și chiar dacă ți-ar tremura mâna, e puțin probabil ca din 6 focuri să nu mă nimerești măcar o dată. Păi... Cai că ar fi culmea. Să tragi 6 focuri și să nu nimerești niciunul. Ce zici? Poate că începe să-ți tremură mâna, uite, chiar acum, din seara. Nu-ți tremură mâna, dar acum începe. Și nu mă nimerești. Poate face în așa fel să nu mă nimerești. Ce zici? Hai că am glumit. Fă ce ai de făcut. Știi ce? Eu mă duc să fac un ceai de tei. Nu știu ce are cu mine gam bun, dar un ceai poate să-mi permită să mai savurez. La urma urmei, o ceașcă de ceai n-a omorât pe nimeni. Și cine știe, poate fumăm și pipa păcii. Fac un ceai.
Trebuia să-mi pun. Știi că mai aduc pipiții la mine noaptea și făceau alea ca din gură de șarpe. Până dimineață. Ieșeam pe stradă, toți puștanii după mine. Mă imita pe dreapta. Bine, asta era cea mai mică problemă. Cea mai mare era cât de gale se uitau babile alea după mine pe stradă, știi? Așa că am hotărât să-mi pun termopane. Și nu mai probleme cu termopanele pizii. Le comand din Deva, vin din Cluj. Comand mahon, mi-aduc cireș. Le comand să-mi vină pe 1 iunie, ele mi-ajung pe ziua Americii. M-a căcatul de asta. Aia au venit un tir, cât China, la mine, pe stradă acolo, unde se însune, știi cum e. Aici mă, ce circ s-a făcut acolo. Tămbălău, mașini peste mașini, 30 de muncitori, 5 printr-o parte, 5 prin alta, toți surăcneau, dă-i, știi cum se manevrea zilnic, de cratul și asta. Eu am ieșit în pijamale și în șlape. Încercam și eu să-i ajut. Mi-am dat seama că mai aveam telefonul și urc înapoi. Când mă întorc, mă întorc exact în momentul în care ea a dat tirul ăla cât China, da? Cât China. O dat cu spatele, exact în fața la BMW-ul ăla nou, la vecinul meu, știi? X5, căcale ăsta. Știi cum are tirul ușa aia în spate? Știi? Aia vertical, coboară așa pe obiect, la un moment dat, sub aia atât de lux, coboară, descarc ei. E. Ea mește exact când ei coborau ușa aia peste parbrizul la BMW-ul ăsta. Și coborau așa frumos până a început să urce roțile din spate la BMW, se urcau deja în aia, știi? Parbrizul se îndoise și cr-cr-cr-cr-cr-cr-cr, te căcai pe tine de râs, înțelegi? Ăia urlau toți, claxoane, nebunii, ăla din mașină nu auzea nimic. El tot dă de acolo. La un moment dat se opresc hidraulicile alea, ce căcat o fi, și dă jos șoferul nostru din mașină. Alb, asta. Vă rog să mă scuzați, dar știi cum arăta? Cu ciuplică de aia, cu moță, față necalificat. Vine. Vă rog să mă scuzați, n-auzeam că vâjul ăsta face scandal și eu nici nu aud bine că mi-am pus dopuri de vată în urechi să mă tragă curent. 1 milion de clicuri pe YouTube în 3 minute dacă filmam asta, înțelegi? Te căcai pe tindres. Aia urlau la el. Cine pula mea ți-a pus volanul în mână? Ce căca de meserie știi și tu? Ăla și era scuze, la un moment dat tot cu din gură. Ținea cu mâna de mașină și cu mâna de inimă și se scurgea așa ușor, știi? M-am prins. Eu m-am prins. Aveam telefonul la mine, 112, salvare. Am avut un bulan, că aia era o stradă mai încolo, tocmai a prins lumânarea la 1. Dar pe stradă la noi nu mai avea cum să ajungă. Era blocat tot, știi? Și alerg eu, în șlapi, în pijamale, țup, după aia, măcar să vină cu targa, știi? Și îl luăm pe Mickey Mouse ăsta nostru și pe mine nu știu dacă m-a apucat, îl țineam de mână, știi? Hai să merg și eu cu el, știi, să văd cum e, că... Adevărul e că nici nu prea știu care e faza asta cu infarctul, știi? Ăsta nu mai era alb, acum era albastru, știi? Interesant, adică... E de filmat, știi? Și asta... Și am zis că mă duc să văd ce se întâmplă, dracu. Nu sunt în salvare, stau acolo, îl țineam de mână. Mă gândeam oricum că cac în el de București, cu aglomerația asta, mă mut la 2 ore. Bine, asta ar fi ca în căcat, că după aia trebuie să duc pipițele și înapoi acasă. Știi că nu-mi place să dorm la mine, da? Dau un plan. Stau așa, îl țineam de mână pe ăsta. Ăsta se uita la mine. Mi-a prins o țigară, știi? Prind o țigară și un pizdez de la un căcat de bracadier. Nu se fumează în salvare. Bă, îți strâng dinții în gură. Vezi că eu nu prea am mulți, iau de la tine. Ăla a început să joace cu degetele, s-a întors, am ajuns la spital, nu m-a mai deranjat nimeni. Mă întorc la asta la altul, știi? Ăsta se uita la mine așa. Mi-a pus să joc un căcat de mască de aia, de vader, de respirat pe pula mea. Și nu uitam așa unul la altul. Bă, și-am văzut când a dat colțul. Știi cum e? Să măresc cu ochii așa, e? Și se fac ca doi nastri. Vezi exact când se duce lumina din ei, știi? E de filmat, pus pe YouTube, înțelegi? Îngrozitor. Interesant. În fine, când m-am întors, boia aia îmi spusese un 2x2,
am luat la pule. A stat cu plastic de la care fâșii ca pula o lună. Și ăla cu BMW-ul s-a șucărit un pic, îți dai seama. BMW X5, 4,4i, polincă de astea. Cam de căcat. Dar din pură, din că era, cred că era asigurat, sigur. 50.000 de euro. Cât plătește asigurare 50.000 de euro? N-am idee. Zi-mi cel mai tare supererou din toți aia care există. Spider-Man. No? Ah, Spider-Man e cel mai... No. Spider-Man e un Pokémon. Batman e cel mai tare. Ok. Da. Batman are mașină. Da. Spider-Man nu știe să conducă măcar. Păi n-are nevoie. N-are nevoie de mașină, Spider-Man. Orice om are nevoie de mașină. N-are nevoie. N-are nici măcar nu e vorba despre asta. Fernand, acum, fără glumă. Un pariu că Batman are o sulă extraordinară. Da? Ei și pe unul lângă altul. Spider-Man, Batman. Cine are pula mai mare? Pula mea asta nu e. Nu. Ce e asta? Nu e. Zic eu. Spider-Man are o puță mică și mică de aia care nu s-a sculat niciodată. Spider-Man e impotent. Impotent și poponar. Un poponar de la complexat, știi? Adică, dacă ar ști, nu. El știe că e poponar. Dar nu vrea să accepte asta. Dar dacă ar accepta, ar umbla îmbrăcat, nu? Ca băia de la parada gay, cred. Dar nimic. El se ține tare, fițos, cu costumul lui mulat, roșu. Ca o curbă așa. N-ai văzut? N-a putut să o fute pe aia niciodată. Când s-o fute, furtună. Gangster, e întrerupt pe careva. Când o pupă, o pupă invers. A? Cum o pupă invers? Ce e asta? N-ai văzut cum o pupă invers? Nu știu, vine cu... din cură, iese o sfoară și o pupă invers. E un... simbol. O pupă invers. O pupă invers. Brokeback Spider-Man. Știi cine îi vine pentru toată căcata asta? Bunică-sa. Bunică-sa. Da. Toată viața printre fustele lui bunică-sa n-are nicio șansă la o femeie. Se sperie. Zic eu, Batman are pula de un metru așa.
Asta, zici mie când ai văzut tu pula lui Batman. Se vede prin costum. N-ai văzut ce costum mișto are? Se vede pula lui Batman prin costum. Just. Batman merge la sală. Face flotări de astea. Când ai văzut tu pula lui Batman prin costum, asta nu înțeleg. Nu se vede nicio pulă. Ești tu chior. Una. Când ai văzut tu pe Spider-Man, merge la sală. Da? Și ai văzut cum cade tot timpul numai pe vine, zici că se cacă, bă, împărțat nenorocit, costumul lui mulat, roșu cu tot. Bine, că și Superman are costumul mulat, dar nu mă duci cu gândul la o cârfă de 2 lei. Da? Adică Superman e ca un super spermatozoid, așa, care zboară spre super ovul. Spider-Man e impotent. Clar. Și poponar. Just. Deci Spider-Man e păpușa care se vinde cel mai bine în lumea asta, dar e impotent și poponar. Da, unii în Japonia, i-au făcut orice, au pus în formă de oițe. Pe toată planeta asta. Da, un Spider-Man și cu gură de aia, așa, oh. Ne, ne, ne. Ferenc, Batman is the man. Masca aia pis de pe figură, apare din întuneric, vocea plină de boș. Batman e Rocky Balboa cu steroizi. Cum zici tu? Da. Trebuie să mă piși. Batman are și urechi. Da, ok. Urechi. M-a agață una într-o noapte, eu băgase niște whisky frumos și ajung la ea. A doua zi, întâlnire cu gamboane și cu toți mârlanii interlopii pizdi la casa lui de pe lac, aia de 80 de hectare de hectare. Și toată noaptea am luat aia, l-am învârtit, vedeam sub pat, pe dulap, în chiuvetă, peste chiuvetă, în baie, oriunde au avut aia un loc în casa aia de făcut, l-am folosit. Dezmăț. Și era și o bunăcine de aia, știi, ca în Bruglia, în primul clip. Femeie. În fin. Dimineața sună telefonul, 20 de minute, mai aveam până la gambon. Ia costumul, ia cravata, iau pantaloni, cureaua, marcica, campurii mei noi, frumos din piele, strângeau ca dracu, nu găseam nicio lapi. Ia, răscolește pe acolo, văd, numai chilos de luaia și sutiene, nu, nimic, nicio lapi mei. M-am uitat, era o schimodi de aia, numai lați așa, un fel de câine psică, știu ce era aia. Slingea pe bătaia, mi-a luat ciorapi. În mod sigur și acum sunt îngropați în curte la aia pe undeva. În fine, zic tu, fată, dă-mi niște șosete de la tine, că mă strâng campurește. Se execută aia, eu nu mă uit, am îngrijorat, mai aveam 10 minute pe lângă mult. Pun ciorapi, țuși pe ușa afară, nu, e superb, te sun, la gambon. Exact, la fix, înțelegi? Ăla ieșea pe ușă, eu deschideam ușa, cu la mașină. Îl luăm distinși, da? Style, costume. Nu știi pe gambon, da? 60 de ani. Armani, îți faci fața în el, știi? Totul minunat. Ajungem la casa de pe lac. Casa de pe lac care e ca un castel de pe lac, de fapt. Avea asta o sală mare pentru ședințe, frumos. Noi aveam locurile noastre cumva așa mai în față, pe fotolii frumos, și restul stau așa ca la spectacol, știi, ca să își spună păsurile, îi propun afaceri, cred că tot ce are el. Eu știu că sunt cu marcica, n-am treabă de asta. Bun. Dau să mă așez pe căcaturile alea de fotolii și îmi ridică pantalonii, să nu fac genunchi. Și exact în momentul ăla, toată sala aia s-a apucă de tăvălit pe jos, erau vineți de râs.
gambon s-a făcut negru. Îți dai seama, râzi de față gambon. Știi pe cineva care râzi de față gambon? Și mai trăiește? Am venit. Și ăla se uită la mine, eu mă gândeam că acum scum aricica și fac carnagiu. Și gambon se uită la mine și încep și eu să râdem. Eu mă uit la el, mă uit, văd unde se uită gambon, de fapt, și când colo se uită la picioarele mele. Și mă uit și la picioarele mele și văd ce ciorap mi-a dat proasta aia. Ia niște ciorap, culoarea asta, de fapt, cam așa. Unul scria I love și celălalt scria you. Ce să zic? Tras piedica la măricica, pus în toc, capul plecat și m-am făcut de căcat seara aia. Nasol, știi? Pleacă aia, l-am bun, l-am șucărit, știi? Trei ori mai încolo, apar, frate, două malace, niște parizeruri de alea, niște salamuri de rusnaci. Unde tu uitai numai ei vedeai, înțelegi? Fibri tăiați, împușcați în urechi, Satana 1, Satana 2, înțelegi? Urâți ca boala. Mari cât China. N-am apucat să fac nimic. Cum am deschis ușa, am luat un bidon de ăla, în loc de cap ce avea ăla, fix în barbă aici, am căzut pe jos. M-am gândit, this is the end, my friend. Gambon era palid. Bă, și când m-am gândit că this is the end, my friend, începe aia de strădușa aia ca poate. Mi-am amintit de minunile mele de ciorape. În calea toată, mi-o s-o luat viața de ea. Cât râdeau aia cu ochii în lacrimi, marcica, poc, 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 și eu râdeam. Mi-am zis că am oprit râsul. Baza e că m-am dus și am tras niște puloaia în seara asta, mulțumită. Gambone, a trecut toată supărarea, l-am făcut de căcat atunci la ședință, primă, cu bonus, totul minunat. Și de atunci, mă ciorap de ăștia port. Înțelegi? Nu s-a luat viața în seara aia. Încă iar tata. Outstanding. Fede, clima perfectă. Un pitic lucrează la circ. Face giumbușlucuri, sare prin cercuri, ia șuturi în cur. Toată lumea se distrează. Circul e viața lui. Piticul nu știe să facă nimic altceva. Fii atent, subliniez. Piticul nu știe să facă nimic altceva, ok? Într-o seară, se termină reprezentația la circ, vine piticul acasă. Dă să aprinde lumina, clic, clic, pula. Piticul, lasă, o repar mâine dimineață. Vreau să duc la baie, să fac un duș. Și s-apucă să meargă așa, prin întuneric, bâșbâite, știi?
și își dă seama că ceva nu e în regulă. Mai stă așa, în sfert de oră, și se sinucide. De ce? De ce? Păi nu, eu întreb. Asta e enigma. Asta e un test de perspicacitate. Ideea e că piticul ăsta avea un dușman de moarte, adică unul care vrea să-l omoare. Și ăla a pus la cale crima perfectă. Cum a făcut? Zi. Păi nu, tu trebuie să-mi zici. Nu știu, îl tâmpeni oricum. Ești tu fraierul. Trebuie să ai un pic de imaginație. N-am. Mă, te rog eu, zi-mi, gândește-te un pic. M-am gândit, nu știu. Ești fraier. Deci, ideea e că piticul avea un dușman de moarte, adică unul care vrea să-l omoare. Ok. Da? Deci dușmanul piticului de moarte, ăla care vrea să-l omoare pe pitic, merge acasă la pitic, în lipsa piticului, da? Și strică tabloul ăla electric, siguranțele alea, da? Ok, ok. Și după aia îi modifică toate mobilele din casă. Adică ăsta e un căcat de la un tâmplar ceva. Îi modifică mobilele. Da, stai, lasă-mă să termin un pic, că sunt altele probleme. Ia un scaun, îl face de trei ori mai mic. Ia masa, îl face de trei ori mai mic. Da, ia patul, îl face de trei ori exact, mai mic. Exact, okay. Îl face pe toate de trei ori mai mici. Așa. Și vine piticul acasă, dă să aprinde lumina, pană de curent. A, nu-i nimic. Și apucă să meargă bâșbuite prin casă și îți dă seama că ceva nu e în regulă. Se așează pe canapea, vede că de-abia mai încap în ea. Se așează pe pat, tot așa, nu mai încap în el. Pe scaun, nu încap pe scaun. E? Atunci își dă seama că a crescut și nu mai e pitic. Și atunci se sinucide. Se sinucide, de ce? Vezi că nu ești atent? Nu ești atent și pierzi informații pe drum. Ți-am zis de la bun început, subliniat, că piticul nu știe să facă nimic altceva, circul-i viața lui, el își dă seama că a crescut. Nu-i mai pitic. Și atunci își trage un glonț în cap. Crima perfectă. O tâmpenie. Ești tu fraier, mișto. Ok. 4. O să fie bine. O să fie bine. Anestezista stă lângă el, da? Tot timpul. Ok. Ok. Nu, sunt aici. Hai, stai liniștită, da? O să fie totul perfect. Mai trebuie să stau aici câteva ore și imediat cum termin treaba, vin direct la spital. Da? Tu mă suni când iese din operație, da? Mă suni imediat cum iese din operație. Hai, mă, hai, stai liniștită, să vezi, femeie puternică. Operația asta e chiar un fleac. O să fie bine, hai să vezi. Aha. Ai apă? Nu, dacă ai o sticlă cu apă la tine, ai apă la tine? Să bei apă, da? Să nu uiți să bei apă. Aha. Ok. Calciu ți-ai luat? Bun, ia acum un calciu. Nu, ia-l acum. Nu, hai că aștept lunghi telefonul până nu-l iei, da? Hai, nu fi încăpățânată, ia-l acum, că aștept la telefon. Hai. L-ai luat? Ok, bravo. Ok, ok, bine. Hai,
Mă suni când iese în operație, da? Ok. Hai. Pup, pup. Pa, pa. Singura șansă. Asta. Asta e ultima ta șansă. Acum o să văd dacă ești sau nu ești. Dacă vezi ce trebuie să vezi. Dacă faci ce trebuie să faci. Vindecă-mi copilul acum. Dacă îi se întâmplă ceva, o să te blestăm. Și așa dispar tot timpul și apar numai când ai tu chef. Acum, chiar acum, lasă-i pe toți ceilalți câteva ore și fii aici. Dacă nu existi, o să-i blestăm pe toți aia care-ți cântă osanale și care se roagă la tine de pomani. Hai. Hai. Deschide-ți ochii. Fii aici. Acum. Hai. Te rog. Dumnezeu, măti, care nu existi. Ai grijă de copilul meu, futus Hristosul, măti. Dacă pățește ceva copilul meu, o să-ți dau foc la toate bisericile și o să-ți cuib toate icoanele. O minune, fătu-ți morții, măti. O să fiu bun. Ai grijă de copilul meu să nu pățească ceva. O să fiu bun. O să fiu bun. Nichi tot așa a murit într-un monstru de-asta. Monstru de-asta de mine. 25 de etaje. Muri ca boc, vrea să fii perfecționist. Adică, oricum, se pricepea la electricii și la sisteme de alarmă, computer, chestii de-astea, un mic geniu, știi? Numai că o exagerat. Zicea că se agață de cablurile alea din casa liftului, știi?
aștepta pe ăla să deschidă ușile și după aia îl trăgea în jos. Să pară un accident. O tâmpenie. Adică l-o fi așteptat pe ăla cred că vreo 10 ore, frate. 10 ore și eu zic că a dormit. Habar n-am cum o fi căzut de acolo. Adică el zicea că o să lege cu cabluri de alea de alpinist, cu siguranțe, tot răatul. Oricum, habar n-am cum o căzut de acolo. Gambon, s-o șcărina sol atunci. Nici nu știa dacă ăsta are acte la el sau ceva. Dă-ți seama că a venit poliția, s-a făcut un tâmbălău acolo și un circ. Câini, prafuri, amprente, tot acum. Adică era clar că Nicky era un profesionist ceva care a dat o dudă pe undeva. Numai cu un profesionist nu ajunge în situații de-astea. N-are cum. Așa că eu zic că și-o săpa singur groapă. Un bou. Ia uite. Scrisoare din liceu. Iubitul meu. Scrisoare de dragoste. Nu mai umbla prin hârtiile omului. De ce? Pentru că nu e ok. Pentru că nu e profi. Pentru că lași amprente peste tot. Mă doare în șpiță. Te doare în șpiță? Gambon știe? Știe că te doare în șpiță? Faci mișto de Nicky, fiică s-a chinuit să nu lase urbe și a murit ca un fraier. Nicky era un profi. Și de asta e discuția. Ți-am zis că nu e ok să umbli în lucrurile omului. Mă calci pe nervi cu apucăturile astea. Trebuie să stai tu să-i întorci casa pe dos. Mă vezi pe mine că îi umbu prin lucruri. Ce te interesează, mă, pe tine viața lui? Ce cauți tu în viața lui ăsta? Stau eu să întorc sertarele, să mă uit în amintirile lui, să îmi fac treaba asta, fac. Stau, aștept să treacă timpul. Și când se termină, să nu crezi că o să lase totul pe mâna lui Bou ăsta care vine să curețe. O să stau eu să șterg toate amprentele cu mâna mea. Și chestia asta mai mănâncă o oră. Aș putea să mă apuc chiar acum. Dar eu n-am de unde să știu cum or să fie lucrurile. Așa că aștept să se termine și după aia fac ce trebuie să fac. Dacă m-ar dura și pe mine în șpiț, ar fi foarte mișto, n-aș mai face nimic, nu aș lăsa totul la mica nimerală. Dar nu e ok. Asta nu e o treabă pe care să o faci la mica nimerală. Și tu exact așa o faci. Adică exact ca un imbecil de la un cocalar de la care sparge semințe cu gașca în spatele blocului. Adică total neprofesionist. Asta e problema. Și eu nu te mai suport în pizda, mă, din felul ăsta. Gata! Faci ce vrei. Nu-mi spune mie ce să fac și cum să mă port. Da? Vezi viața ta. Eu, uite la tine o gradă, hombre. Nu cred că o duci prea bine. Și te piși cam des. Nu cred că un profi să piși așa într-una. Ai probleme la prostată? Ai fost la doctor, vezi, om? Vezi de treaba ta, da? Nu-i treaba ta. Ba da, ombre, e și treaba mea. Eu trebuie să lucrez cu tine, să ascult în pene, ori în șir. Ce faci? Dacă te apucă pișarea când intră la pe ușă? Îi zici, stai, friz o clipă și te duci, te piși? Păi nu mai discut cu tine, gata, da? Nu mai am ce vorbi cu tine, joacă-te cu ce mai găsești prin cutia aia și taci din gură. Știu, moldovean tâmpit. Eu stâmpit că stau de vorbă cu tine, îți ridic la plas. Asta fac. Dar bine, tăceam în pula mea, că am destule pe cap. Ce ai pe cap, omule? Ia zi tu la babă, ce ai pe cap? Mă treață. Vezi? Eu sunt de treabă cu tine și te bag în seamă și tu mă faci moldovean tâmpit. Păi nu te mai ascult, da? Vorbește singur, în gând. Eu știu un doctor de la... Un urolog. Te duc eu din mânuțul aia, dacă vrei. Să vadă ce ai la puțulică. Ai tăcut, da. Sigur ai dat la buci unde nu trebuia. Totodată ai vreo infecție. Sau ai răcit. Ai răcit și ai făcut de aia. Anexită. Ai răcit la cocoșel și te piși împrăștiat. Hai zic eu care e problema ta. Nu? Problema ta e că ai mustrări de conștiință. Și numai un profesionist poate să aibă mustrări de conștiință. Tu știi foarte bine pe cine am venit noi să curățăm aici. Și nu-ți convine, aia e problema ta. Și
Știi foarte bine că ăsta e doctor la urgență și l-a pus necuratul să-l scoată pe marocanul cu viață. Adică Gambon îl găurește pe marocanul, cu mâna lui îl face sită pe toate părțile. Și boul ăsta de doctoraș și încearcă el puterile de vraci, îl ține pe ăsta în comă, marocan, 3 zile. Îl scoate din comă, îi salvează viața. Tare! Nu se poate așa ceva, frate. Adică soarta hotărăște că marocanul trebuie să moară. Și doctorul se pune contra, nu? Și zice, doi oameni de viață. Nu merge așa. Da? Un doctor ca ăsta trebuie să moară. Bine că ești tu profesionist. Asta e. Bravo, tati. Profesor. Ești un profesor de profesionist. Profesionistul cu conștiința încărcată. Mai bine să citim o scrisoare de dragoste. De pe vremea când era asta plin de coșuri și punea plasturi la porumbei. Da? Iubitul meu. Azi am fost înfiorată când te-am văzut apărând în clasă. M-a bucurat ideea că numai noi doi știm ce simțim unul pentru celălalt. Erai atât de frumos, atât de luminos. Iar eu mă uitam la tine cu coada ochiului și eram fericită. Ce dulce complicitate! Sufletul meu se înălța atunci când simt că și tu mă iubești. Moldovene. Și nu-mi trebuie nimic altceva în afară de dragostea ta. Când mă săruți, parcă amețesc și mor puțin. Moldovene. Tu crezi că ești amuzat? Mă vezi pe mine că râd? Cine a zis că vreau pe tine să te fac să râzi? Adică, eu vorbesc singur. De multe ori. Vorbesc singur acasă, în duș. Și acum încep să vorbesc cu mine. Nu-ți convine, du-te dincolo, ia-ți-o la labă, fă ce vrei. Pentru că mă gândesc uneori că toți colegii noștri nu știu nimic despre dragostea aceasta care ne mistuie pe amândoi. Și cred că e bine așa. Poate într-un viitor îndepărtat tu vei fi un foarte apreciat medic. Așa cum știu că îți dorești. Iar eu voi fi acolo lângă tine, așteptându-te în fiecare zi în căsuța noastră, citind o carte a lui Salim Ger. Asta visez. Astea sunt visele mele. Și visele mele sunt simple și frumoase. O viață alături de tine. Te iubesc, dragul meu. Te iubesc cu toată puterea pe care are un suflet de fată de 16 ani. Poate să o arunce în dragoste. Știu. Ești prima mea dragoste. Și nu mă îndoiesc că vei rămâne și ultima. Te iubesc cu minte și nu vreau să-ți fiu vreodată povară pe suflet. Dimpotrivă, aș vrea ca iubirea mea să te facă puternic și să te ajute să realizezi tot ce-ți propui. Iar eu nu o să-ți cer niciodată nimic înapoi, doar puțină dragoste. Oh, atât de mult îmi doresc să dormim iarăși împreună, ca în noaptea aceea în care părinții mei au fost plecați la munte. Am fost cea mai fericită ființă de pe planeta asta. Când mi-ai spus că vei rămâne cu mine, parcă mi-au crescut aripi, iar după ce ne-am iubit, am adormit în brațele tale și am visat că noi doi alergam pe o plajă pustie, numai a noastră. Mă faci fericită, iubitule! Te iubesc! Rămâna ta pentru totdeauna. Alice. Frumos!
Bă! Iar te piși? Mă duc după țigări. Nu te duci nicăieri, trebuie să apară ăla. Mă duc după țigări, da? Ca să știi. Nu te duci, omule, nicăieri, ai surzit? Ți-am zis că trebuie să apară ăla. Ăla trebuie să apară peste o oră. Mai mult de o oră. Oricum, eu idioțenie că am venit aici cu 14 ore înainte, doar fiindcă așa a zis Gambon. Puteam să venim acum, chiar acum. Și nu era nicio problemă, era totul perfect și nu mai trebuia să stau eu să asculti aberațiile. Trebuie să fumez, mă duc să iau țigări. Bă! Profesionistul lupește. Eu ți-am zis că nu te duci nicăieri. E că nu m-ai auzit bine. Vrei să-ți cauți un doctor de urechi acum? Oprește-mă. Tu-s moldoveanu, măti.
Treci în casă. Treci în casă. Treci în casă. Sens de om, băi. Te văd toți vecinii. Treci în casă. Acum. O, tată. Explică-mi ce-i cu ăsta aici. Ce-i cu ăsta aici? Spune-mi ce-i cu ăsta aici. Mie mi se pare evident ce-i cu ăsta aici. Are o gaură în plus. Nu respiră. Sper. Tu ești complet... Ți-am zis să nu pleci? Ești complet cretin. Dar de ce era ușa asta deschisă? Explică-mi de ce era ușa asta deschisă, da? Pentru că ești tu un profi, da? Nu te-ai gândit că putea să audă cineva, vreun vecin, ceva? Eu-s de gustul ăla deschisă. Și oricum nu te cu nimeni. Sunt moldovean, mă, tine treci în casă. Stai jos. Stai jos. Ești un imbecil moldovene. I-am zis lui Gambon că nu vreau să mai lucrez cu tine, să stau, să te suport la infinit cu tâmpenile tale, cu pitici, cu Batman, cu idioțenile care ți ies din gura aia fără dinți. Și Gambon mi-a promis că e ultima oară. Păi e ultima oară. Păi să fii sigur de asta. Să fii sigur de asta, imbecilule. Păi și un copil mic, mă, și un copil de grădiniță, mă, ar avea mai multă minte ca tine, mă. Lași ușa deschisă, nu te interesează că stropești cu sânge pereții, că lași urme, tot felul de căcaturi de-astea, ca să-mi arăți mie că ești profi, da? Bă! Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Am să-i spun lui Gambon că ai fost la un pas să compromiți toată chestia. Nu la un pas, la un fir de păr, da? Ai auzit, da? Și nu mai vreau să-ți văd fața asta pocită, câte zile mai am. Ore. Ce ai zis? Am zis ore. Câte ore mai ai de trăit. M-a amenins moldovene. Nu. Ai zis zile. Câte zile mai ai de trăit. Nu te-am corectat. Câte ore mai ai de trăit. Mai ai de trăit? Câteva ore. Perfect. Noi, perfect. Exact asta am lipsa. Un moldovean tâmpit și fără dinți care se joace cu mine de-a Clint Eastwood. Bucovineanu în piesă de amătie. Doare, a? Mă zic că doare ca dracu în genunchi. Ăia în filme sunt niște papagale. Ăia buni, știi? Justițiari. Na. Tihă. Adică știi, când dau de un polițist de ăla, îl împușc în genunchi și că să-l cruți cu viață. Nu se gândesc că îl lasă pe la un loc pe viață. O tâmpeni, niște cretini. Nu m-a ajutat aia cu nimic.
Hai, hai, hai. Hmm? Te-a mâncat în cură, a? Ești singur acasă toată săptămâna. Nu minți, nu minți, fată. Nu minți și nu vorbi. Nu vorbi. Eu pun întrebările, da? Ai copil mic, da? Dai din cap? Da sau nu? Da? Câți ani are copilul tău? Și nu vorbi. Mi-a răs pe degete. Mhm. Bun. Bărbățelul? În delegație? Sau la gagici? Ah, scuze-mă. Am pus eu două întrebări. Reset. Nu vorbi. Hai, răspunde-o în locul tău, da? Știu că e greu. Ești singură, toată săptămâna, doar tu, cu pruncul tău frumos. Cum facem? Hai că nu se întâmplă nimic. Dar avem o problemă. Știi cum e în filme? Nimeni nu vede fața criminală. Problemă. Cum facem? Iei perna aia de lângă tine, ți-o pui pe față și o dispar. Și tu mă uiți. Păpușă, nu știu că sunt frumos. Dacă tu uiți-mă la mine, n-ai să vezi nicio pernă. Uite în stânga ta. Hai, hai te rog eu frumos, uite în stânga ta. Hai, hai. Hai. Ia perna aia, te rog frumos. Ți-o pui pe față și mă uiți. Eu plec. Dacă te întreabă cineva cum arăt, îmi spui că aveam o mască de aia de carnaval, căcat. Fața lui George Bush. Hai, ia perna aia și pune-ți-o pe față. Hai, hai, hai. Știu că e greu, dar trebuie să pui. Ia perna. Hai, hai. Și cu mâna aia la altă. Ia și cu mâna aia. Ușor. Ia perna, puneți-o pe față. Și eu plec. Nu vorbi. Puneți perna pe față. Hai. Pune perna pe față, e dispar. Hai, hai. Nu! Te las aici cu prietenul meu, vă linge-ți rănile. Hai, eu plec acum.
Zi lungă și încărcată. Merită o primă cu bonus. Mai devreme, în baie, la cine te rugai? La Spider-Man? La Batman? La Superman? La Doamne, Doamne? Cum arată Doamne, Doamne în capul tău? Superman. Super God. Average God. Asta-i șmecheria. Nu trebuie să te rogi la nimeni. Nu trebuie să te rogi de nimeni. Tu trebuie să fii ăla de care să roagă el alții, știi? Tu, average man, vrei să mori în super gal. Ai vreo șansă? Trebuie să fii Superman care să te vești sub călcripe. Average God. Știi? Astea sunt chestii simple, abecedarul. Cum vrei tu, cum vrei tu să faci trebușoara asta? Dacă nu știi nici măcar abecedarul. Ca să omori un...
average man. Trebuie să fii super god. Super god. Stă relaxat. Bea cocktailul cu paiul. Apare un îngeraș. Doamne, doamne, un cutremur a îngropat 10.000 de japonici. Doamne, doamne, un tsunami a făcut curat în Filipine. Super gat ce face. Se uită la cer așa. În ochelarii lui era eban. Și zice, too bad for them. N-am fost eu acolo să-i ajut. Am avut alte treburi mai importante de făcut. Și după aia, jurifică contul pe Facebook să vadă ce pipiță mai da like. Asta-i șmecheria. Care-i problema ta? Nu ești relaxat. Nu știi să te bucuri de viață. Uite, nici acum mai ai puțin de trăit. În loc să zici, cagat, mi-am luat una în genunchi. O să dansez cu foc câte ore mai am trăit. Poate ți-am găurit și o arteră. Artera puplitea. Și mai bine, dansez într-un picior până sare sângele ăla mai repede din mine. Asta atitudine. Asta l-a ajutat mult să știi. Trece repede viața asta. Nu durează mult. Se scurtează văzând cu ochii. Trebuie să-mi mulțumesc, să știi. Adică eu, super god. Te ajut pe tine, average man. Să mori în floarea vârstei. Înainte să ajungi într-un scaun cu rotile. Pare puțin, e? Ești fraier. Salvatorul tău. Și ironia, că nici măcar nu-ți dai seama de asta. Ești prea fraier să realizezi, să apreciezi gestul meu. Da. Da. E ok? La animal. Ce zice doctor? Ce bine.
Ce bine. Am știut eu că o să fie bine, vezi? A? Nu, n-am nimic, că m-am lovit-o. Cred că m-am sucit gleznă. M-am făcut-o întorsă. N-are nimic, a trece. Adică ajung și eu la spital mai târziu, da? Mănâncă și tu un sandwich și să bei apă, da? Mm-hmm. Ok, hai, pa. Vera! Te iubesc mult. Te iubesc mult. Now we wait. Mm-hmm. Ok. O las în garaj. Da, știu, aia argintie. Bine, hai. Cheia? Of. Stai, mă, să văd unde-o pus-o ăsta. Cheia, pizde. Când scot eu cheia din ăsta acum? Știi? Stai așa. Stai așa că te văd o bubetă. Ah, gănesc. Caută. Am găsit? Stai așa. Uf. E asta cu înger, da? Băi, jegoasă rău, mă. Înger însângerat. Da? Ăsta, titlul de bestseller, da? Înger însânger. At. Da, mă, stai niște cât să fac eu Gigi-a imediat. Cum? Pentru că sunt un drăguț. Mm-hmm. Nu te recomandă. Sunt un înger pe pământ. La 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 lei. Fii atent. Găsești cheia pe chiuvet în baia mică, ok? Da. Hai. Hai că ai porții triple astăzi. Da, am eu contract cu aia care fac saci de plastic. Și mai ai și o delicatese în apartamentul de lângă. Așa să-l merit ce vrei. Eh. Hai mă, că mă ții în loc, vreau și eu să respir aer curat. Numai noaptea mai poți să respiri în orașul ăsta. Mhm. Alupigus. Da, hai. A. Fii atent, îți iei o mască de aia de respirat, de căcat, că a fost cald și pute. Mm-hmm. Hai că te așteaptă îngerul cu brațele deschise. Cu aripile deschise. Mm-hmm. Pa. Thank you.
Pentru comandă? Da. Unde merge șeful? În oraș, în centru. Nu se fumează mașina. Scuze.